Un bărbat în vârstă de 63 de ani din comuna Suceveană Bunești a fost găsit mort în propria casă, înjunghiat în gât și cu un cuțit înfipt în ochi, ceea ce denotă o crimă extrem de violentă și sadică în același timp. Bărbatul, cunoscut ca un consumator de băuturi alcoolice, locuia singur, iar cadavrul său a fost descoperit de un vecin care a și alertat autoritățile. Când ați intrat, ce ați găsit în urmă? N-am intrat eu, vecinii mei. Așa? Sunt vecinii mei au intrat. Și ce au găsit? Eu nu știu ce să vă spun dacă eu nu am fost eu. Vecinii mei, mama le-a spus la vecin să intre. Poate este ceva. Și asta a fost tot. Mama a intrat acolo să-i ducă ceva de mâncare? Sau? Nu găsesc, ea, mama mi-a dat de mâncare. Și eu a spus, mai vedeți dacă mișcă. Și a spus și altceva nimic. La mama unde? Mama e acasă, nu știu, e acasă. Nu, e plecat la... E plecat undeva, da? Da, la audier. La audier. A, plecat la audier? Da, la ce? Dar ce fel de om era vecinul ăsta? Mai trăgea un șpriț, mai... Eu nu pot să vă spun că nu... Eu doar nu-l vedeam, deci ce făcea el, de unde să știu eu ce făcea el. Am zis că era un om liniștit, își vedea de treaba lui, muncea. Eu nu pot să vă spun că nu pot să-i dau eu notă de ce a făcut. El a fost plecat și apoi a venit acasă. A fost plecat la Constanța sau nu știu, a fost plecat. Frații lui sunt din Constanța, nu sunt aici.